Salutare tuturor! Sper că v-a fost dor de mine și de videoclipurile mele. Dacă strângem 5.000 de like-uri, eu zic că nu e așa mult, dacă dă toată lumea o distribuire, o să continuăm seria asta și până de Crăciun o să facem cât mai multe videoclipuri, pentru că până acum am postat doar pe short videoclipuri scurte, am zis că hai mă să trecem la vremurile alea bune și să facem și noi videoclipuri lungi. Astăzi eu zic că vă încânt cu o rețetă de pulpe de pui dezosate cu sos și cu un piure de cartofi. Fără pălăvrăjeală, hai să-i dăm bătaie! Pentru piureul de cartofi am curățat câțiva cartofi pe care o să tăiem cu bulețe. Într-o oală cu apă adăugăm sare și punem cartofii. Punem cartofii la fiert. Jumătate de ceapă albă, o tăiem cu bulețe. Trei căței de usturoi, îi zdrobim și tăiem și pe ei mărunt. Pulpele de pui, ulei de floarea soarelui, sare, piper și boia și amestecăm. Ulei de floarea soarelui, punem pulpa de pui la prăjit. Întoarcem carnea. Scoatem carnea într-un bol, adăugăm ceapa și usturoiul, adăugăm două linguri generoase de pastă de ardei de casă, adăugăm înapoi carnea, apă care să acopere carnea și punem un capac. Cartofii sunt fierți, adăugăm într-un castron și vă arăt cum fac eu piureul de cartofi. Luăm un țel. Zdrobim prima dată cartofii, apoi adăugăm lapte, adăugăm și două cuburi de unt, adăugăm puțină sare. Deja am obținut un piure foarte cremos, dar pentru că mie nu-mi place să-l las așa, o să mai facem ceva. Luăm încă un bol, o sită, dăm piureul și prin sită. Tăiem pătrunjelul. Îl adăugăm peste carne, facem platingul, am pus piureul într-un poș și ornăm frumos farfuria, adăugăm și bucata de carne, sosul, eu vă urez poftă bună și spor la gătit!